La Iași, târgul 100% românesc a avut succes, deși numărul participanților nu a fost mare, iar zona Moldovei nu a fost cel mai bine reprezentată. Asociații mai mici sau mai mari reușesc să aducă la oaltă producători locali din diferite județe ale țării. Partea bună a lucrurilor este că îndrăgesc și că fac cu pasiune acest lucru și dacă tinerii înțeleg că e nevoie de promovarea produsului tradițional, că e nevoie de promovarea esenței neamului românesc, că vorbim de bijuterii, că vorbim de că vorbim de lucruri, de sculpturi în lemn sau, știu eu, chiar ciocolata de casă, care e făcută în casă și are gustul copilăriei noastre. E ceva extraordinar să vezi că tinerii se îndreaptă și spre acest gen de afacere și că înțeleg că e nevoie de acest fel de promovare. Se îndreaptă și consumatorii, pentru că fără consumatori, de altfel, e destul de greu. Da, asta într-adevăr, spuneam în urmă deja cu 2-3 ani că trendul este pozitiv și ne bucurăm că am reușit să contribuim la acest lucru. Din ce în ce mai mulți oameni, deja, cum spuneam, de câțiva ani încoace, au început să consume produsele noastre, produsele românești, pentru că, în primul rând, sunt de o altă calitate, iar apoi susținem economia locală. Și dacă ne gândim că în același timp, mâncând ceva sănătos, contribuim și la bunăstarea noastră a tuturor, dacă vrem, pentru că tot ce înseamnă susținerea produsului local înseamnă întoarcere înapoi în bunăstarea economică locală. Că vorbim de zona Clujului, că vorbim de Iași, pentru că și la Iași se promovează produsele tradiționale și meșteșugurile populare. Chiar zilele trecute, cred că de vreo 2 săptămâni, am primit un telefon de la cineva din Consiliul Județean Iași, care ne-a solicitat să le furnizăm informații despre constituirea noastră ca asociație, despre modul nostru de organizare, despre ce și cum facem ca să promovăm produsul tradițional și cu drag oferim aceste informații tuturor, pentru că avem deja o expertiză, suntem de aproape 7 ani pe piață. Mirosul de lavandă ne-a dus și pe noi către standul frumos aranjat și cu o gamă bogată de produse. Ați revenit la Iași și de data aceasta parcă aveți mai multe produse. Da, pe an ce trece tot mai multe produse avem și sper că și frumoase. De când pasiunea cu lavanda, să le spunem telespectatorilor? Această pasiune a avut o fiica mea în 2010, la care particip și eu. Suntem 3 generații de femei, mamă, fiică și nepoțică, la care ne place această pasiune, care avem această pasiune. Câte soiuri de lavandă cultivați? În prezent avem peste 70 de soiuri de lavandă. Foarte multe! Avem și echipamentul de distilat chiar în lanul de lavandă. Și să nu mă laud, dar chiar astăzi se fac măsurătorile pentru o pensiune în lanul de lavandă. Deci publicul, consumatorul caută și dumneavoastră continuați cu afacerea de familie. Da, da. Pe an ce trece tot mai mult. Acum facem și o pensiune. Funcționează lucrurile. Cât de mult vă ajută astfel de târguri? Cât de mult vindeți? Deci încercăm să ne vindem toată recolta la târguri. Doar așa se poate vinde în momentul de față. Nu sunt și consumatori care vin direct la dumneavoastră? La noi doar așa pentru distilat. Alți producători de lavandă care își prelucrează florile. Dar nu este o afacere costisitoare, pentru că vorbeați și de distilat, sunt multe procedee, mulți pași, mai bine spus. Da, până în prezent am avansat destul de bine și cu lucrările și cu cultura. Îi muncă, dar e o muncă frumoasă și dacă o faci cu plăcere și te ocupi de ea, chiar și rentabilă. Pentru că vorbeați de rentabil, putem trage linie și se termină cu plus un an? După câtă muncă îi trebuie să se termine cu plus. De la un astfel de târg nu putea să lipsească mierea de albine, căci sănătatea primează. Miere de albine și produse din miere.
Da, miere de albine și produse apicole. O să începem cu mierea de salcâm, care este preferata târgului. Este o miere mult mai bună decât cealaltă. Conține mai multă fructoză decât zaharoză. Apoi este mierea polifloră. Este o miere cu mai multe vitamine. Are un gust deosebit de bun. V-aș putea arăta și așa, mierea cu cătină. Este o miere polifloră împreună cu cătină. Conține foarte multă vitamina C. O recomand contra răcelilor, este foarte bună. Deci e cea mai bună pentru sezonul acesta până la urmă? Este foarte bun pentru sezonul rece. Practic se formează imunitatea. Tărim sistemul imunitar. Aveți și polen? Avem și polen. Este un polen poliflor. Este foarte bun la gust. Tot pentru imunitate se folosește și acesta. De fapt, toate produsele apicole sunt pentru imunitate. Pot să vă prezint o tinctură de propolis sau un spray pentru gât, tot pentru sezonul rece, foarte bun. Sau pentru cei care doresc așa un desert foarte bun, o miere cu nuci. Mai avem mierea de rapiță. O recomand pentru cei care au probleme cu oasele, cu osteoporoza. Mierea de rapiță conține calciu, de aceea are și culoarea asta albă. Este o miere ca și un șerbet, este foarte bună și la gust, este cristalizată, n-o topim, o lăsăm așa, să nu stricăm calitățile. Cum ne dăm seama că mierea de rapiță e naturală? Pentru că în rest ne dăm seama cu acea bulă, pentru că putem vorbi de multă miere contrafăcută. Vă rog să ne explicați dumneavoastră. Mierea de rapiță cristalizează foarte repede, cam în 2 săptămâni după recoltare, cristalizează. Asta e dovada că este natural. Deci așa ne putem da seama dacă o miere este naturală, toată mierea cristalizează, dar mierea de rapiță cristalizează foarte repede. Mai puțin cea de salcâm durează poate și 2 ani de zile până cristalizează. Orice fel de miere, dacă o vedem că este cristalizată, e dovadă că este naturală, ori de unde o cumpărăm. E adevărat că mierea de albine nu are termen de garanție? Da, este adevărat. Deși noi suntem obligați să punem termen de valabilitate 1 an de zile, dar mierea nu se strică sute de ani. Este foarte bună oricând o putem consuma. Există o miere sau un produs mai căutat la un astfel de târg, cum e cel de la Iași? Depinde de gusturile fiecăruia. De obicei, mierea de salcâm este căutată peste tot, probabil este și mai cunoscută. În țara noastră, fiind mult salcâm, este o miere foarte căutată, bineînțeles, este o miere superioară și atunci, da, salcâmul. Cam peste tot. E cea mai dulce? Nu, din contră, nu este cea mai dulce. Poliflora este mai dulce. Salcâmul este dulce, bineînțeles, este miere, dar nu așa dulce ca și poliflora sau alte miere. E un an profitabil 2017, cum îl vedeți dumneavoastră? Da, pentru noi da. Salcâmul a mers foarte bine și rapița a mers bine, mai puțin teiul. În schimb, și poliflora a fost, suntem foarte mulțumiți. Când trageți linia așa la final de an, cam cum o să fie totalul după linia aceasta? Pentru noi a fost un an foarte bun. Ne-am dorit să fie fiecare an tot așa. Deci este un an, într-adevăr, a fost un an deosebit pentru noi. Vă bazați doar pe mersul la târguri când e vorba de vândut? Nu neapărat doar pe mersul la târguri, suntem și pe piețe, vindem foarte bine și acasă, avem deja ceva experiență, oamenii ne cunosc. Pot să spun că este o afacere profitabilă. Bineînțeles că nu te îmbogățești peste noapte, dar pot să zic că este așa, o bunăstare a familiei. Sănătatea pielii este importantă și uite așa ajungem la standul cu săpunuri naturale. Astăzi am venit la dumneavoastră să vă încânt cu săpunuri fabricate manual din ingrediente naturale. Din ce sunt făcute aceste săpunuri? Haideți să ne dați câteva exemple. Rețeta de bază este uleiul de măslină, de cocos și de palmier, după care fiecare săpun are ingrediente separate, cacao, scorțișoară, argila albastră, germen de grâu și gălbenele, lavandă, fiecare potrivită pentru diferite tipuri de piele. De ce o astfel de afacere? Inițial am avut o afacere cu lavandă. Căutând ce anume se poate face cu lavanda, căutând beneficiile lavandei, am descoperit săpunul.
După ce l-am descoperit și am văzut care e diferența dintre produsele pe care le foloseam înainte și acest săpun, deja gata, am fost captivată. Și încet, încet s-a transformat într-o adevărată afacere, într-o micuță afacere. Se vând? Eu zic că da, să știți că lumea e din ce în ce mai interesată, așa cum oamenii și-au dat seama că să ne menținem sănătoși, trebuie să mâncăm produse sănătoase și să avem grijă de ceea ce consumăm, au început să realizeze că e foarte important și ce produse folosim pe pielea noastră. Acum știe toată lumea că organismul, pielea, absoarbe aproximativ 40-50% din substanțele cu care vine în contact. Și atunci tot mai multă lume realizează că e important și calitatea produselor de îngrijire personală pe care le folosim. Văd că ați făcut și punguțe de cadouri. Punguțe de cadouri, e sezonul, lumea e grăbită, lumea e după cumpărături, așa că am venit în întâmpinarea clienților noștri și am pregătit cam ce am văzut că se cere de obicei, diferite tipuri de cadouașe, mai mici, mai mari, mai consistente, mai bogate, mai puțin bogate, în funcție de preferință, pentru toate gusturile și buzunarele, să spunem așa. Să înțelegem că țineți cont de feedback-urile consumatorilor. Păi e principalul ingredient în baza căruia îmi continui activitatea. În primul rând, fiind feedback-ul clienților, mă face să aleg următoarea rețetă, să fac următoarele produse. Cum este 2017 pentru dumneavoastră? A fost un an mai bun ca anul trecut. În fiecare an e din ce în ce mai bine. Cu cât produsele noastre ajung la mai multă lume, cu atât devin din ce în ce mai interesant și afacerea crește. Cu pași mici, dar siguri. Consumatorul, el e mai informat? De ce credeți că se vând produsele în număr mai mare? Să știți că da. Să știți că da, din ce în ce mai multă lume are informația corectă. Și aici nu mă refer doar la o anumită categorie de vârstă. Și mai în vârstă, și mai tineri, și mai în vârstă, foarte multă lume a ajuns să cunoască informația privind produsele naturale. Ați făcut un profil al consumatorului din ceea ce ați văzut până acum? Da, tocmai ce v-am spus. Consumatorul informat, fără, nu contează vârsta sau educația, informația. Vin mai des doamnele să cumpere? Cred că da. Cred că da. Și bărbați, și bărbați și femei, dar hai să zicem un procent de 65% poate femei. Cam. Putem vorbi de o lună care a fost mai mult, în care au fost mai multe vânzări? Da, luna martie. Martie cu cadouri. Și acum, pentru că e decembrie? Acum abia începe decembrie, sperăm că va fi o lună la fel de fructuoasă ca și lunile trecute. La doar 23 de ani, are o mică afacere de familie, iar studiile la agronomie i-au prins tare bine. Am început această afacere în localitatea Borșa, județul Cluj, în toamna lui 2015, prin înființarea unui hectar jumătate de zmeuri. Ulterior ne-am extins și în momentul acesta avem 3 hectare pe care avem zmeuri, ardei iute și facem produse procesate din fructele din plantația noastră. Cam ce produse aduceți la târguri? Cam ce ați adus la Iași? Am adus sirop de soc, dulceață de măceșe, acestea sunt din flora spontană. Sirop de zmeură, dulceață de zmeură, dulceață de ardei iute, dulceață de gutui, gutui cu nuci și... De ce aceste produse, de ce aceste combinații care nu sunt întâlnite prea des? Pentru că încercăm să aducem oarecum luxul mai aproape de consumator și calitatea în primul rând. Deci motoul nostru este calitate mai presus de cantitate. Și consumatorul e pregătit și el? Acum se învață cu asta. Deci în România există încă problema aceasta cu economia,
care sperăm să se rezolve, însă există o anumită categorie de oameni care sunt probabil în jurul mediei sau peste medie, care își permit să ducă o viață mai sănătoasă și să consume produse calitative. În afară de târguri, unde mai pot fi găsite produsele, cum reușiți să le vindeți? Noi, în principal, prin târguri și avem câteva prozare în Cluj-Napoca, în care ne vinem produsele și încercăm să ne extindem tot mai mult pe piața aceasta. Cum vi se pare acum, după 3 ani de muncă? Poate mai greu, poate mai ușor, depinde din ce punct de vedere o luăm. Dar mergem înainte și încercăm să ne descurcăm. Pe o piață care nu e tocmai obișnuită cu produse de calitate și produse autohtone, cam unde vă aveți locul? Unde l-ați găsit? Nu știu să vă zic. Nu pot să vă zic. E o piață foarte greu de accesat, pentru că tot mai puțin se procesează în ziua de azi. Mă refer, tot mai puțin se consumă produsele procesate, de aceea sunt multe firme care au procesat în momentul acesta, cam ies din această afacere și noi încercăm să reinventăm oarecum produsele procesate. Ar fi un avantaj să aveți, nu știu, un raft într-un supermarket? Evident, da. Deci în supermarketuri, în principal, cred că s-ar vinde mult mai bine, însă, cum am spus, există o gamă foarte variată de produse mult mai ieftine, să zic, și foarte puțin calitative, care le acoperă pe cele calitative, probabil cu un puțin mai mic prețul. Deci nu mare diferență, însă cumpărătorul cel mai mult e atras de prețul produsului, mai mult decât calitate. Fiind vorba de o afacere de familie, înseamnă și atribuții împărțite, dar și bucuriile împărțite, nu? Da, adevărat. Da, noi încercăm să implicăm toată familia și reușim acest lucru, de aceea vrem să continuăm așa. Nu e cam fragedă vârsta pentru o provocare atât de mare? Sincer, nu, m-aș fi apucat și mai repede. Eu am terminat facultatea de horticultură și am pasiunea pentru zmeuri în principal. Tot plecând de la sănătate și din dorința de a mânca sănătos, doi soți au scos uleiul presat la rece și e căutat. Ulei de floarea soarelui presat la rece este un produs 100% natural. Are foarte multe vitamine și beneficii pentru organism. Când ați început afacerea? Ne-am lansat pe piață anul acesta, deci suntem proaspăți intrați. De ce v-ați orientat spre acest tip de afacere? Ne-am dorit să facem ceva care să aducă un plus oamenilor, să știm că putem să-i ajutăm într-un oarecare fel. Și noi credem că am reușit, pentru că uleiul este un produs pe care omul, odată ce îl gustă, își dă foarte repede seama de proprietățile lui și revine. Deci sunt clienți câștigați. Am văzut că aveți și clienți fideli. Da, da. Am fost în urmă cu o lună la Suceava și ne-am făcut foarte mulți clienți care la scurt timp au și revenit și ne-au făcut comenzi. E bucătar de 25 de ani. Face țuică? Și uite așa merge la diferite târguri și face vânzare. Țuică tradițională. Avem țuică de pere, struguri și prune. Cam multe sortimente, nu? Nu. Mai am acasă, dar nu le-am adus toate, că am venit cu autobuzul și mi-a încăput. Și am fost acolo una la Suceava, am mers foarte bine. Dar și astăzi văd că aveți vânzare. Este vânzare. Cunoaște omul produsul de calitate? Se simte la gust. O țuică bună se cunoaște și la gust și la miros. Dar după culoare? Culoarea e dată de la butoi de dud. Deci e mai, cum să vă spun, mai la vânzare e mai, trece mai bine.
De exemplu, țuica care e mai gălbui așa? Și mai veche un pic. Are vreo 2-3 ani de chime. Cât rezistă? Ba, n-are... Adică ca să arate foarte galben, să-și schimbe foarte tare culoarea, cam cât o... Cea mai veche, de când o aveți? E 2 ani jumate. Rest să treci, nu... Se cumpără mult? Să treci. Depinde, e târg. Este târg unde merge mai bine, este unde mai... Când cum. Turta dulce și multe sortimente de ciocolată au fost aduse la târgul 100% românesc. Avem ciocolată de casă, pe variantă vanilie, ciocolată sau cafea, combinate cu vanilie, ciocolată sau simplă cu fructe uscate, goji, stafide, ghibir, cu lapte prea proteic făcute, natural acasă, toate le facem natural, nimic din altă parte și turta dulce avem tot așa de casă făcute, ca și cake-ul de casă. Cine le face? Mama lui șeful le face. Așadar, producătorii au venit cu tot ce au mai bun, iar cumpărătorii s-au bucurat și au avut de unde alege.